Așa cum v-am promis la despărțirea de data trecută, astăzi, dar și data viitoare, aflăm mai multe despre secretele trăirii autentice în libertatea adevărată. Deși traversăm împreună un text care ține formal de Noul Testament, ați fi oare surprins dacă v-aș ruga să încercați să vă aduceți aminte și să reflectați la câteva dintre istoriile mărețe redate în Vechiul Testament, ale oamenilor care au trăit prin credință și au murit în credință? Majoritatea sunt de-a dreptul uimitoare, unele sunt tragice, e adevărat, sunt încredințat însă că toate ne învață despre cum arată umblarea cu Dumnezeu și ne întăresc convingerea că acesta este secretul vieții împlinite, ascultarea de El și credința în El. În capitolul 10 din prima scrisoare către Corinteni, Apostolul Pavel reiterează pe scurt câteva dintre aceste istorii ca să-și susțină apelul pe care îl face către credincioșii creștini din Corint, ca ei să trăiască în umilință și să nu se fălească ori să-și ia libertăți periculoase în baza relației cu Dumnezeu restabilite prin credința în Hristos. Libertatea nu trebuie niciodată folosită astfel încât să producă un mod de viață care să-L dezonoreze pe Dumnezeu. N-ați uitat, cred, că poporul Israel a fost nevoit să rătăcească aproape 40 de ani prin pustie, din cauza fricii și a neascultării. Și cred că vă amintiți suita de miracole prin care Dumnezeu îi izbăvise și care culminase cu despărțirea în două a Mării Roșii, ca ei să o poată traversa ca pe uscat. Am putea spune că, practic, ei fuseseră botezați pe uscat, adică se încrezuseră în Dumnezeu și căpătaseră libertatea pe care o aduce credința că Dumnezeu poate să izbăvească în chip desăvârșit. A fi botezat, potrivit Scripturii, înseamnă să te faci una cu Dumnezeu prin credință. Vrând nevrând, în circumstanțele tare dificile în care se găsea, poporul Israel a fost nevoit să se încreadă în Dumnezeu, iar El a intervenit și a salvat. Dar asta n-a fost suficient ca să-i ferească de a mai păcătui împotriva lui Iahve. Pentru că, până la urmă, toată acea generație va trebui să dispară, cu excepția a doi bărbați, pentru că ei n-au putut să se debaraseze de răzvrătire, de neascultare și de idolatrie. După ce sintetizează teribila trecere a lui Israel prin pustie, reamintindu-ne că au fost sub nor, au trecut prin mare, fiind botezați în nor și în mare pentru Moise, că au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și care îl întruchipa pe Hristos, ni se aduce aminte care a fost deznodământul. Cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Am spicuit din primele 5 versete din 1 Corinteni 10. După care, Pavel ne ajută să înțelegem importanța Vechiului Testament pentru credincioșii Noului Testament. Versetul 6. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Israel avusese încă o dată șansa și libertatea să trăiască așa cum s-ar fi cuvenit, dar aleseseră din nou, ca de obicei, păcatul. Vă lăsăm să reflectați la aceste exemple și la consecințele lor și sper să ne întâlnim și data viitoare să tragem concluziile care se impun în ce privește libertatea creștină.